Investiție fără precedent în ultimii ani la Hunedoara, la Peștișu Mare, mai precis, acolo unde se va construi o fabrică de aluminiu. Aceasta se va baza ca materie primă pe deșeuri din aluminiu. Capacitatea de producție va fi amplasată pe o suprafață totală de 50.000 de metri pătrați. Sunt deja în derulare operațiunile de pregătire a terenului, iar construcția efectivă va începe peste câteva săptămâni și va dura aproximativ un an și jumătate. Aceasta este o investiție verde în metalurgie, bazată 100% pe reciclare, având o valoare de peste 100 de milioane de euro cu TVA inclus. Investiția este una semnificativă, aici fiind create și câteva sute de locuri de muncă. Înarmați cu căști de protecție și hârlete, reprezentanții companiei, dar și ai autorităților publice locale și județene, au dat startul simbolic viitoarelor lucrări. Vreau să vă anunț că e 20 pe 20 groapa. Eu zic că o luăm 60 pe 80, că e mai bine. Cu siguranță va fi știrea anului în județul Hunedoara. Este foarte, foarte importantă această investiție. Nu doar din punct de vedere al finanțării, pentru că s-a discutat aici de o finanțare de 80 de milioane de euro, ci faptul că creezi din nou locuri de muncă în industrie, faptul că produci ceva. Și această fabrică de aluminiu tocmai asta își propune să producă acele componente din aluminiu. De asemenea, importante sunt locurile de muncă pentru impozitul pe venit. Să nu uităm, primăriile colectează cea mai mare sumă a unui buget local din impozitul pe venit. Astăzi suntem pe punctul de a spune că putem să producem cu ajutorul celor de la Premium Cast, să producem din nou industrie Hunedoara. Chiar un domn director a și spus din nou industrie metalurgică. De această dată sunt acele locuri de muncă mult așteptate, bine plătite. Eu sper ca miile de hunedoreni care pleacă dimineața la ora 5-6 din Hunedoara către alte localități ale județului nostru să lucreze, să-și îndrepte atenția spre oferta care va veni cât de curând privind locuri de muncă aici, la această societate, la această fabrică de aluminiu. Meritul cel mai mare este, dacă vreți, al celor doi reprezentanți care au fost astăzi, Lucian Rus, de la Ministerul Antreprenoriatului, acum a trecut la Ministerul de Finanțe, și președintele Consiliului Județean, cu care am discutat tot timpul despre potențiali investitori care pot veni și către Hunedoara. Este o investiție deosebită pentru Hunedoara. Iată că astăzi, în Hunedoara, o investiție cu capital integral românesc. Este pentru prima dată când auzim așa ceva în Hunedoara. Sunt foarte optimist în ceea ce privește realizarea acestei investiții și mai ales termenele pe care reprezentantul firmei le-a spus și l-a luat ca angajament. Deci că începe investiția și finalizarea. Faptul în sine că la finalizare vor fi peste 250 de locuri de muncă, este ceva frumos și important pentru județul Hunedoara și de asemenea vă spun că nu ne oprim aici, în permanență vom căuta să atragem fonduri pentru investitori, să căutăm investitori să vină aici. Pentru Hunedoara și pentru noi toți înseamnă un pas extrem de important în dezvoltarea județului și a municipiului Hunedoara. Atenția dată de primarul municipiului Hunedoara investițiilor, cât și de către președintele Consiliului Județean și de mine ca și reprezentant al județului în Guvernul României, cred că este extrem de important pentru noi toți hunedorinii, pentru dezvoltarea județului pe care ne dorim. Am ales Hunedoara datorită locației și conexiunii către autostrăzi, iar un factor foarte important este magistrala de transgaz care brăzdează teritoriul localității Hunedoara. Un al treilea factor foarte important a fost deschiderea primăriei și a Consiliului Județean pentru această investiție. Este o investiție verde în metalurgie, bazată 100% pe reciclare. O investiție cu o valoare adăugată mare, nu este o investiție low cost, de buget. Vom beneficia de ultimele tehnologii în materie de aluminiu, echipamente, omogenizări, targetul nostru final fiind industria aeronautică.
Momentul deschiderii acestei fabrici va fi un important punct de reper în ceea ce privește revigorarea industriei orașului și a zonei.